ziua și bine v-am găsit la emisiunea Telemedica. Eu sunt Elena Oceanu, iar astăzi vom discuta despre unul dintre cele mai temute diagnostice, cancerul. Peste 50.000 de români își pierd viața anual din cauza acestei boli. Potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății, cancerele de plămâni și de sân fac cele mai multe victime. Iar una dintre explicațiile pentru care mortalitatea este atât de crescută este diagnosticul tardiv. Mai multe informații însă ne va spune domnul doctor Cătălin Costovici, medic oncolog. Bună ziua, domnul doctor! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorul dumneavoastră! În primul rând aș vrea să ne spuneți puțin ce înseamnă diagnosticul de cancer pentru medic și pentru pacient. Diagnosticul de cancer înseamnă o grozăvie, evident, și pentru medic, nu numai pentru pacient. Pentru pacient este un cataclism, pur și simplu, în momentul în care află diagnosticul de cancer. Trebuie și suport psihologic, de altfel, pentru mulți dintre ei și pentru noi, ca medici care ne confruntăm zi de zi și, de altfel, tratăm această afecțiune. Este o problemă pentru că întâlnim atât de mulți pacienți cu atât de multe fenotipuri, cu atât de multe feluri de a fi și sigur că trebuie să găsești modalitatea optimală de a-i comunica diagnosticul, prognosticul, care este planul de tratament, dacă există un plan de tratament individual, evident. Cât de dificil este pentru un medic să dea acest diagnostic? Categoric foarte dificil. Acum, sigur, în principiu, diagnosticul pentru mulți dintre pacienții noștri e pus deja de colegii noștri de Așa alte este. Specialități. Adică noi nu facem decât să tragem o concluzie și să stabilim un tratament. Dacă luăm, de exemplu, cancerul pulmonar, da, pentru că ați amintit, apropo, de cele mai frecvente și, de altfel, este cancerul cel cu mortalitatea cea mai mare, pentru care încă nu avem niște soluții nemaipomenite de tratament. În general, diagnosticul e pus de cine? De către pneumolog. Simptomatologia pulmonară îl face pe medicul de familie să-l îndrume pe pacient către pneumolog. Pneumologul, sigur, recurge la niște investigații specifice, broncoscopie, tomograf, biopsie și pacientul vine către noi gata diagnosticat. Noi venim cu niște lucruri suplimentare, mă rog, recomandându-i pacientului niște testări genetice, pentru că acum, da, știți și probabil că o să vorbim despre acest lucru. Cancerul și terapia cancerului a devenit din ce în ce mai personal, mai personalizat, adică nu mai este așa one size fits all, adică ceva bun la toate, acum este din ce în ce mai restrâns pentru fiecare pacient în parte, în funcție de profilul tumoral, de cum arată tumora ca atare. Întâlniți astăzi mai multe cazuri și mai multe tipuri de cancere decât acum 20-30 de ani? Sigur, cancerele sunt aceleași, evident, întâlnim mult mai multe. Adică incidența cancerului s-a dublat, dacă nu spre triplat, în ultimii 20 de ani, categoric. Asta fără niciun dubiu. Tipologia cancerului este aceeași, fără îndoială, dar anumite tipuri de cancere au devenit mult mai prezente. Unele care erau foarte rar întâlnite, acum sunt mult mai prezente. Iar incidența cancerelor clasice, ca să spunem așa, cancerul pulmonar, cancerul colorectal, cancerul mamar, a crescut exponențial, categoric. Care sunt acele tipuri de cancere de care spuneați că le întâlneați mai rar înainte și acum sunt cancerele, mai să zicem, banale, cancerele tiroidiene sau sarcoamele de țesuturi măi, lucruri care erau destul de rare. Acum sunt din ce în ce mai frecvente. Cancerele la copii, sigur, colegii noștri din oncopediatrie se confruntă cu o epidemie, dacă putem spune așa, de cancere de tot felul, care erau foarte rare. Eu știu, sarcoamele de țesut de os, care acum sunt foarte frecvente, sau nefroblastoame. În fine, sunt o grămadă de tumori care erau rare, da? Și, mă rog, cancerele la copii erau rare, acum sunt foarte frecvente. Oare de ce? Probabil că da, să mă exact. Întrebați. Asta ar fi următoarea întrebare. Desigur că totul derivă, sau printre altele, în afară de elementul genetic, care este primordial în cancer, genetic în sensul nu că se transmite boala genetic, ci în sensul mutațiilor genetice care caracterizează cancerul, cred că tot ceea ce ne înconjoară se repercută în incidența cancerului. Asta înseamnă ceea ce mâncăm, ceea ce respirăm, ceea ce trăim zi de zi. Da? Deci totul se repercută asupra genelor noastre, care la un moment dat își pierd, să spunem, rațiunea și controlul și, sigur, se ajunge la o asemenea boală. Ca urmare, acest diagnostic poate atinge pe oricine, asta fără îndoială. Oricând, pe oricine.
Este un inamic tăcut, aceste mutații se petrec zi de zi. Sigur, fiecare dintre noi avem capacitate de apărare împotriva acestor modificări care apar la nivel genetic. Unii dintre noi se sunt prinși pe picior greșit și este nevoie doar de un derapaj, dacă vreți, în ceea ce înseamnă controlul genetic și lucrurile merg progresiv către dezvoltarea unei asemenea boli. Și dacă vorbim despre stilul de viață și, și despre alimentație, mai degrabă. Da, e foarte la modul, fără îndoială. Exact. Stilul de viață, sigur, e foarte greu într-o lume atât de nebună în care trăim, în fine, să-ți păstrezi un echilibru și să ai un stil de viață, să spunem, sănătos. Da, auzim pe toate posturile de televiziune, stil de viață sănătos. Ce înseamnă stil de viață sănătos? Păi, în primul rând, dacă suntem oameni activi, ar trebui să dăm deoparte stresul. E foarte greu să-l dăm deoparte. Este un element esențial care face parte din viața noastră. Mi-e greu să cred că avem cum să-l dăm, dar măcar am putea să ne ameliorăm calitatea vieții. Adică să ieșim în natură de câte ori putem, să ne desprindem de realitatea asta nebună în care trăim, inclusiv, eu știu, traficul de zi cu zi, viața politică, care vrem, nu vrem, participăm indirect, sigur, la ea și suntem doar balcanici, suntem foarte afectivi, apropo, de o direcție sau cealaltă. Sunt lucruri care se repercută asupra eului și evident că lucrurile astea pot să fie un factor de stres, inclusiv la nivel genetic. Sigur, asupra stresului, clar că nu putem foarte mult să acționăm, dar spuneam, putem ieși în aer liber, putem face mișcare, putem face sport. Apropo de sport, sigur că aici sunt multe lucruri, am fost prin multe părți în lumea asta, am văzut, este o mare modă acum ca toată lumea să alerge, dacă se poate, da, de dimineață până seara, indiferent de vârstă, indiferent dacă ai afecțiuni asociate. Sigur, nu sunt fanul acestor lucruri. Ok, sportul, mișcarea trebuie să fie cu măsură și trebuie să țină cont de caracteristicile fiecare dintre noi. A alerga așa la infinit kilometri, da, și să cazi pe stradă mi se pare absolut ok din punctul ăsta de vedere. Revenim. Mișcare, sport, alimentație care ar trebui să fie cât mai slabă caloric, da? Am mai ieșit într-un interviu și povesteam la un moment dat, în fine, că nu sunt foarte grozave, de exemplu, preparatele din carne, gen mezeluri. Nu sunt, categoric nu sunt, pentru că conțin o grămadă de ingrediente folosite de altfel pentru a-i da o culoare, un aspect plăcut, în fine, chiar apetisant. Nu sunt ok. Adică acest gen de aliment ar trebui să fie accidental folosit la, eu știu, ocazii, dar nu să fie zi de zi. Sigur, pentru mulți dintre români e un lux ca să-ți poți permite, eu știu, să mănânci numai pește, fructe de mare și așa mai departe. Chiar e un lux. Sau atunci, produsele acelea bio. Sau produsele bio, evident. Sunt scumpe. Tot ce e bio sau, în fine, ce credem noi că e bio, este scump. Și atunci oamenii, pentru că au niște resurse limitate, evident că își cumpără lucruri facile, la îndemână, gen parizeri, lucruri ieftine, care sunt categoric o mizerie alimentară. Adică sunt, știm cu toții, presupun că sunt făcute în tot felul de resturi alimentare și nu numai asta, dar încă o dată, coloranții, aditivii, tot ceea ce, da, omitem să citim pe etichetă, sunt un dezastru pentru sănătatea noastră. Printre altele sunt, sigur, cancerigene dovedite. Și dacă, sigur, o alimentație este constantă în această direcție și zi de zi se întâmplă treaba asta, sigur că avem toate șansele să ne întâlnim într-un interval mai scurt sau mai lung cu un cancer digestiv în general, dar nu numai. Sigur, să nu fumăm, da, iarăși. E sport național în România fumatul, cu toate politicile duse de stat, din păcate nu s-au înregistrat o scădere a incidenței cancerului, așa cum se întâmplă în alte părți. Incidența cancerului pulmonar în țările vestice, mă rog, prin măsurile impuse, a scăzut categoric. Și a scăzut, de ce? Tocmai pentru că educația, mă rog, civică, să spunem, a impus treaba asta, da? Să încerci să nu mai fumezi sau să-ți restrângi. Reduci din cantitate. Exact. Adică, în fine. Revenind, la ce să revenim? Că sunt multe lucruri, fără îndoială. Aș vrea să mai rămânem puțin la fumat, pentru că aud foarte des la persoanele care fumează. Dacă li se spune că pot face un cancer de plămâni, cu toții au câte un exemplu de persoană care a fumat până la 80 de ani și sunt absolut de acord. Sigur că a fost perfect sănătoasă. Nu spune absolut nimeni că, în fine, dacă și fumezi, e obligatoriu să dezvolți un cancer. Totuși, statistic vorbim și statistica, sigur, face parte din, și din medicină, de altfel ne ajută foarte mult tocmai ca să tragem niște concluzii.
Statistic vorbind, oamenii care fumează dezvoltă mult mai frecvent, de 7-8 ori mai mult decât cei care nu fumează, un cancer pulmonar și nu numai, și cancer din sfera orele, dar pulmonar și orele categoric, da. Și atunci, sigur, repet, nimeni nu spune că nu se întâmplă să fie organisme genetic stabile, solide, care să facă față acestei agresiuni zilnice și să nu dezvolte niciun cancer pulmonar, fără îndoială, să trăiască 80-90 de ani și așa mai departe. Dar e un factor de risc categoric. Legătura între cancerul pulmonar și fumat este de 100%. Aici nu avem niciun fel de dubii. Dacă nu ai locuri, mai avem discuții, da? Că, în fine, un anume tip alimentar duce la apariția nu știu cărui cancer, în cheie. Aici lucrurile sunt foarte clare și literatura abundă, literatura de specialitate, sigur, abundă în această, într-o serie de studii care arată legătura fără echivoc între fumat și riscul apariției cancerului pulmonar. Dar de ce persoanele care nu fumează dezvoltă cancer de plămâni? Pentru că v-am spus, cancerul este o multitudine de boli. Cancerul e foarte heterogen și, în fine, totul pleacă de la această degringoladă a genelor. De ce se întâmplă treaba asta? Nu știm de ce se întâmplă. Este, da, cancerul e un hazard. Îl lovește pe oricine, oricând, oricum. De ce se întâmplă această degringoladă a genelor? Categoric nu știm. Sunt persoane care n-au fumat, au avut o viață absolut sănătoasă, da? Ceea de care tot facem referire cu, mă rog, tot ceea ce ține de aceste poveste și cu toate astea dezvoltă un cancer. De ce se întâmplă treaba asta? N-am un răspuns categoric și n-are nimeni niciun răspuns punctual. Sunt foarte mulți pacienți care, de fapt, cred că majoritatea, la un moment dat, în discuția cu ei, spun, dar de ce m-a lovit pe mine această boală? Oare ce am greșit? Unde am greșit? Am greșit cu ceva? Și în momentul în care sunt diagnosticați cu așa ceva, ei își schimbă, mulți dintre ei, radical, eu știu, viața, pur și simplu. Da? Dacă, să zicem, până la momentul zero, când a fost diagnosticat cu un cancer, oricare, cu cancer de colon, să zicem, avea un anumit stil de viață, din momentul respectiv, s-au schimbat lucrurile radical. Mănâncă numai, eu știu, legume, nu mai mănâncă absolut carne, ceea ce e greșit, categoric greșit, da? Foarte mulți dintre pacienți se schimbă, trec numai pe dietă unidirecțională, ceea ce e categoric greșit. Nu ai cum să ai principii alimentare de care ai nevoie numai din legume, că nu se poate, da? Mă rog, și atunci se unilateralizează, își radicalizează și poziția inclusiv alimentară și stilul de viață și tot și, mă rog, nu ajută, nu ne ajută foarte tare în lupta asta cu boala. Pentru deci că nu sunt vegetarieni mai feriți cumva. Nu sunt, din păcate, vegetarieni mai feriți de această boală. Da, și putem da exemple din lumea largă unde, mă rog, populații predominant vegetariene dezvoltă, din păcate, aceste canceri. Deci nu este singura problemă. Este un element în puzzle-ul ăsta care înseamnă riscul apariției cancerului, dar nu este unic, din păcate. Dar dacă ar fi să luăm așa alimentele, există anumite alimente care clar favorizează apariția acestei boli? Da, n-aș putea spune că există niște alimente care clar favorizează. Zahărul? Dar, bun, și despre zahăr este o întreagă poveste și o întreagă teorie. Nu este nimic validat științific. Categoric nu s-a dovedit că există o creștere a incidenței cancerului la consumatorii mari de zahăr, dacă or fi așa ceva. Probabil că sunt. În fine, se pare însă că altceva, și aici există o legătură între persoanele diabetice și cei care dezvoltă cancer. Deci există o legătură între diabet și cancer și atunci, sigur, că dacă am putea extrapola glicemie, hiperglicemie, diabet, cancer, da, aici există o legătură. Sunt mai mulți factori de creștere pe care îi întâlnim la persoane diabetice. Unul dintre ele, când vine în minte acum, este factorul de creștere insulinic. E dovedit a avea și un factor, a avea o acțiune protumorală. Și atunci, iată, o anume legătură între hiperglicemie și povestea asta. Dar aportul excesiv, eu știu, de prăjituri, de glucide, de toate felurile, nu s-a dovedit în niciun studiu serios că ar crește incidența cancerului. Dar este o poveste, din nou, pe care o întâlnim zi de zi, da? Pe media, pe net, televiziuni. Da. Este un mit, să înțeleg. Este un mit. Este unul din nenumăratele mituri din medicină sau din oncologie, punctual, despre subiectul discuției noastre. Dar alimente care au rol protectiv există?
Că și aici sunt tot felul de teorii. Evident, și aici există, da, o grămadă de teorii. Se pare că totuși alimentele bogate în antioxidanți, da, au un rol protectiv. Dar protectiv ce înseamnă? Protectiv înseamnă scăderea incidenței bolii, nu protecție totală. Nu există așa ceva. Ar fi minunat dacă am avea un aliment forte care ne protejeze de apariția acestei boli. Și mai e când ceva. Da? Toată nebunia asta care înseamnă cancer este rezultatul unor mutații cumulative care se întâmplă de-a lungul anilor, nu de azi pe mâine. Să luăm, de exemplu, melanomul malign, da? O afecțiune redutabilă. Apariția melanomului malign e consecința expunerii repetitive la ultraviolete din copilărie și până, mă rog, la persoana adultă. Deci, recomandarea de acum niște ani buni în urmă, de altfel și acum, a pediatrilor, de a ține copiii, da, de 3 luni, 4 luni, 5 luni la soare cât se poate, tocmai ca să-i fixeze calciul nasal, e o nebunie, pentru că dacă asta se întâmplă an de an, riscă la momentul în care el este adolescent sau adult, tânăr sau adult, de-a dreptul să dezvolte un melanomalie. Iacătă, da? Deci niște lucruri. Și dacă tot ați pomenit de asta, există cumva anumite obiceiuri care ar putea duce cumva la apariția cancerului, în afară de expunerea excesivă la soare? Obiceiurile sunt cele, în fine, de care am și amintit deja. Fumat, băutură, alcool, deci astea și ele merg mână în mână la mulți dintre pacienții noștri. Cancerele sfereorele, la cancerele sfereorele, deci tot ce ține de cavitate bucală mai ales, fumatul este de aproape 100%, asociat cu consumul de alcool. Deci sunt doi factori de risc care duc sigur la așa ceva. Iacătă, aici dacă am tăia aceste două vicii, probabil că incidența ar fi mult mai mică. Sigur, sunt și cancerorele, de exemplu, care au etiologie dovedită virală. Sunt anumite virusuri care sunt asociate cu, mă rog, carcinomele din sfera orele, cum ar fi virusul Epstein-Barr. Bun, dar asta e alt aspect al problemei. Asupra acestui virus nu prea putem acționa. În schimb, asupra celor doi factori de risc, fumat, alcool, am putea acționa. Dar asta înseamnă politici de sănătate, asta înseamnă educație sanitară și e cam greu, chiar foarte greu, într-o țară, în fine, la care, da, mă rog, nu, intrăm într-o altă sferă, n-are niciun rost să discutăm. Da. Așa este. O altă problemă ar fi la noi și diagnosticarea tardivă. Oamenii ajung Corect. Destul de târziu la doctor și doar dacă îi doare ceva. Exact. Din păcate, încă avem această problemă. Nu numai noi avem problema asta, ci multe țări de pe lângă noi. Asta pentru că, într-adevăr, lipsește educația sanitară. Și așa cum spuneți, mai ales în mediul rural, dar, mă rog, surprinzător, nu numai rural, că și în urban avem multe, multe asemenea situații în care pacienții, pacientele se prezintă cu niște stadii atât de avansate boală, încât ne crucim. Când îi întrebăm, dom'le, dar ce ai făcut până acum? De ce n-ai venit? Exact ceea ce spuneați. Răspunsul e foarte simplu. Nu m-a durut. Da? Deci se pare că aici avem multe de făcut în continuare. Au trecut 30 de ani din 89 încoace. Mai avem multe de făcut și noi ca medici și organele în drept, vorbim de, mă rog, forurile exact. Respective. Că aici trebuie... Ar fi nevoie de niște programe de screening. Ar fi nevoie în primul rând de programe de educație sanitară. Adică oamenii ar trebui învățați că la orice semn, orice umflătură, orice durere, în fine, nu chiar orice durere, dar în momentul în care ai o umflătură, schimbare. O schimbare în anatomia ta, trebuie să te duci la medicul de familie, să-i relatezi povestea asta. Și sigur, de acolo începe, dacă medicul de familie e depășit, îl îndrumă pe pacient către medicul specialist. Dar, sigur, din păcate, vedem, nimeni nu contestă, sunt și situații în care boala nu dă niciun semn. Și ne întâlnim prin evoluția bolii cu situații avansate. Adică cancer ovarian, de exemplu. Cancer ovarian, în general, nu are niciun semn. Sau are semne tardive. Niște dureri abdominale banale sau, eu știu, o creștere în volum, de multe ori nici nu dă atenție pacienta simptomelor care atare. Și, sigur, ne întâlnim cu ce ne întâlnim. Dar sunt cancere, cum vă spun, la îndemână, cancerul de coluterin, o sângerare, sunt foarte multe paciente care vin foarte târziu, după ce au avut un an jumate, 2 ani, sângerări vaginale, au o perioadă postmenopauzală. Asta trebuie să dea de gând, să te speri, să fie un semn. Ori nu se întâmplă. Nu mai vorbim de cancerul mamar, când și acum ne întâlnim
cu tot felul de formațiuni de mărimi diverse, dacă vreți așa, de la varză până la, eu știu, mingi de tenis de câmp, fără să deranjeze pacientul. Sau unele dintre ele sunt ulcerate, suprainfectate, nu mai vorbim de asemenea grozăvii. Sau, mă rog, pacienți cu cancere colorectale care, deși aveau semne, eu știu, alternanță în tranzitul intestinal sau sângerări, să nu dea atenție acestor lucruri, sau sângerare, eu știu, la momentul emisiei urine. Deci sunt niște semne la îndemână pe care pacienții ar trebui să le bage în seamă și să le relateze medicului de familie. Din păcate, avem mult de lucru la capitolul educație și, sigur, începusem să vorbim și despre rolul statului, adică a Ministerului Sănătății, a programelor de sănătate, în ideea de a descoperi precoce boala asta. Pentru că, sigur, sunt pași importanți în tratamentul cancerului, dar una e să tratezi un cancer avansat, sunt costuri foarte mari la tot ce înseamnă proceduri chirurgicale, de radioterapie, tratamentele moderne, chimio, imunoterapie, asocierile între ele, terapiile țintă, în fine, sunt costuri enorme, absolut enorme, și niciun stat din lumea asta, oricât de bogat ar fi, nu poate să suporte, să susțină un asemenea tratament pentru toți pacienții pe care am vrea noi să-i tratăm cu ultimele noutăți în domeniu, ca să spunem așa. Exact. Și atunci, sigur că e mult mai ieftin să descoperi boala precoce într-un stadiu curabil, așa cum se întâmplă în multe cancere, cum e cancerul de col, care vin la cancerul de col uterin, unde dacă ar exista, există, mă rog, așa, un soi de primăvară în povestea asta, o cancerul de col uterin în sensul screening-ului, dar suntem departe de ce ar trebui să fie. S-a inițiat așa ceva la nivelul Ministerului Sănătății, un pseudo-program de screening care încă nu e funcțional în totalitate. Pe lângă cancerul de col uterin, cancerul colorectal merită un screening, cancerul pulmonar merită și el la rândul lui un screening, cancerul de prostată merită un screening. Deci sunt multe cancere care ar putea fi, nu mai vorbim de cancerul mamar, dar acolo ca să înveți un pacient, o pacientă să se autopalpeze, nu e o mare filozofie, și să o chem exact la mamografie și ecografie atunci când e cazul. Chiar nu e o mare filozofie, dar în fine, totul e să vrei. Nu necesită foarte multe resurse financiare, cel puțin screeningul cancerului mamar. Celelalte, da, de acord, pentru că unele au proceduri imagistice, gen colonoscopie, în fine. Deci sunt lucruri care costă. Dar sunt și lucruri care sunt la îndemână și care s-ar putea face, și aici e rolul, sigur, factorul de decizie. Unde și aici, e ca și cu, mă rog, prezentarea precoce la medic a pacienților sau a potențialul pacienții. Da. Exact. Are cancerul semne de la timpurii, încă de la început, din primele stadii, când ar putea fi tratat eficient? Din păcate, semnătura bolii este atoma, asta e. În general nu are semne, decât, sigur, particular pe anumite localizări. Dar ca să, eu știu, să avem niște semne cu mult înainte de a dezvolta povestea asta, categoric nu există așa ceva. Probabil că în anii care urmează, ani, mă rog, că vor fi 10, că vor fi 20 sau cine știe cât, prin descifrarea întregului cod genetic, probabil că se va ajunge, pentru că sunt la ora asta în toată lumea o grămadă de cercetări în domeniu și sunt laboratoare acreditate și care fac analiza unui ADN și, sigur, pun cap la cap, iarăși, revenim la gene, că asta este acum, să spun, oful momentului, pun la cap aceste gene și probabil că într-un viitor nu foarte îndepărtat vom ști cine e predispus într-adevăr să dezvolte un cancer, ce cancer, la ce vârstă, și vor fi luate măsuri prin prisma analizei genetice. Sigur, în acest moment asemenea teste sunt prohibite ca și preț. Nu putem vorbi că a intrat într-o testare de masă toată povestea asta, dar studiile preliminare sunt chiar încurajatoare și arată foarte bine și probabil că anii care urmează o să ne aducă multe lucruri bune aici. Pentru că în momentul în care, eu știu, un pacient este supus unor factori de risc, vom ști din timp să luăm măsuri. Un potențial pacient, nu un pacient, da? Adică o persoană normală, cum suntem noi acum, aparent normal, oncologic, exact, sunt de vorbă, da? Dacă știu că în familie am avut un cancer și, în fine, sau unul, sau două, sau trei, mai multe cancere, dacă știu că sunt predispus, mă rog, genetic, dacă am niște factori de risc la care nu pot renunța, fumez, beau, în fine, și așa mai departe, atunci, probabil că o să știu din timp, dacă îmi fac niște analize genetice propriu-zise, sigur, pe o înșiruire de multe gene, voi ști că, probabil, în jurul vârstei de,
s-ar putea să dezvolt nu știu ce cancer și atunci sigur că procedeele de investigație vor fi focusate către zona asta și voi ști din timp să iau măsuri. Adică se va depista precoce cancerul și sigur, va fi tratat, va fi mai tratat eficient. Și chiar vindecat, că atunci putem vorbi de vindecat în stadii incipiente. Altfel, noțiunea de vindecare în cancer, am mai spus-o, este destul de superfluă. Nu prea putem vorbi de vindecare în cancer, în cancere avansate, în care, sigur, situația a fost foarte bună, am dat înapoi semnele bolii, am operat boala, nu mai e niciun semn de boală aparent, dar în timp, din păcate, lucrurile revin. Deci putem vorbi de remisiuni de 5 ani, de 10 ani, de, în fine, 20 de ani, dar boala revine la un moment dat. Atunci înseamnă că nu s-a vindecat, da? Dar, în fine, astea sunt niște nuanțe ca atare. Așa este optimistic să spui, da, am vindecat cancerul, am învins cancerul. Da, e adevărat, am învins un moment, da, care poate să însemne și un ciclu de viață, dar nu l-am vindecat, decât în stadii chiar curabile. Și stadiile curabile înseamnă stadiul 1-2 de boală. Care sunt cancerele care au cel mai mare risc de a reapărea peste ani? Păi sunt cancerele cele mai agresive și cele cu care ne întâlnim de altfel cel mai frecvent la ora asta. Avem un trio, dacă vreți, da? E vorba de cancerele pulmonare, e vorba de cancerul mamar și e vorba de cancerele colorectale. Pulmonar, mamar, colorectal. Deci astea sunt, să spunem, vioara întâi ca și incidență cu care noi ne întâlnim la ora asta. Dar, oricum, sunt toate au crescut ca incidență, chiar toate. Și cele care erau rare sau rare, cum e cancerul de ovar, cancerul coluterin la noi a crescut exponențial din cauza probabilă a infecției cu virusul papiloma categoric, care, mă rog, e endemic în România, iarăși tot și aici întreagă poveste. Dacă deși vreți, ar putea fi prevenit putea prin fi, vaccinare, corect, e cancerul care ar putea, putea fi prevenit. Ar putea fi prevenit. Este o procedură care ne ajută în profilaxia acestei boli. Nu este singurul factor incriminat, infecția cu virus papiloma, dar, în fine, așa aici, procedura asta de vaccinare a fost atât de comentată și au fost atât de multe dezbateri pseudoștiințifice, da, la nivel de internet, la nivel de persoane fără pregătire medicală, dar care, în fine, au popularizat această nenorocire pe care înseamnă vaccinarea frica HPV, ca vaccinare. Și vaccinarea antigripală, ca și orice fel de vaccinare, încât, sigur, am ajuns într-o situație, hilară, da? O țară în plină Europa care își pune problema dacă vaccinarea e bună sau nu. Fie cu iertare, da? Totuși, vaccinările au salvat milioane de vieți. Și au eradicat boli. Și au eradicat, fără îndoială, boli. Și acum, ia câte, ne confruntăm cu tot felul de lucruri care n-ar trebui să mai fie prezent. Și vorbim, desigur, patologia infecțioasă de tot felul. Da. Dar, întorcându-ne la cancer, care sunt cancerele care au cea mai mare probabilitate să fie moștenite? Dacă cineva din familie a avut acel tip de cancer? Bun, la ora actuală se cunosc câteva sindrome genetice, cum ar fi, de exemplu, sindromul cancerului ereditar, ovarian și mamar. Deci sunt niște situații intrafamiliale în care există o incidență mai mare a acestor boli. E vorba de cancerul de ovar și cancerul mamar. În principiu, și aici sunt niște gene care se asociază cu apariția acestor boli. Cazul celebru de care, mă rog, probabil că știe toată lumea, da, Angelina Jolie, în care era o dublă mutație, era și BRCA1 și BRCA2 și acolo, sigur că a fost salutar, părea așa ciudat, cum, o femeie atât de frumoasă să-și taie sânii și, în fine, să mai scoată și ovarele. Păi da, pentru că riscul de a dezvolta un cancer mamar era de peste 90% și de a dezvolta un cancer de ovare era de peste 50% și atunci, sigur că această mastectomie profilactică pe care a făcut-o și ovarectomia a fost salutară, fără îndoială. Deci, avem acest sindrom. În afară de cele două gene de care am mintit, BRCA1, BRCA2, mai sunt încă vreo câteva 4-5 gene care și ele, la rândul lor, pot fi implicate în apariția acestui sindrom genetic al cancerului ereditar mamar și ovarian. Familiile care sunt afectate de aceste mutații pe zona feminină dezvoltă cancer de ovar și mamar și pe zona masculină pot dezvolta cancere de pancreas sau prostată. În fine, la ora asta există disponibile niște testări care pot identifica aceste mutații și sigur se pot lua măsuri profilactice acolo unde e cazul și la membrii sănătoși ai familiei și la
pacientele deja diagnosticate cu un cancer, cum ar fi cancerul mamar, la care, sigur, trebuie atenție sporită în ceea ce privește controlul pacientei pentru anii care urmează și, sigur, se pot lua și măsuri profilactice de genul varectomiei. Mai sunt cancere genetice colorectale. Există niște sindrome în care cancerul colorectal e mai frecvent și, sigur, acolo, în general, se întâmplă să fie 2-3 frați cu aceeași boală, cu cancer colorectal diagnosticat la vârste mai tinere. Sunt sindrome preneoplazice, cum sunt polipozele familiale, în fine, deci pacienți care au colonul plin de polip. Polipii sunt, sigur, formațiuni tumorale benigne, dar cu potențial de transformare în cancer. Și acolo unde sunt sute sau mii de polipi, există și așa ceva, riscul de a dezvolta un cancer colorectal este enorm. Și atunci, sigur, în funcție de situație, se poate lua decizia inclusiv de colectomie totală, adică îndepărtarea colonului cu totul, tocmai ca să nu apară un cancer colorectal. Da, și sigur, mai sunt sindrome genetice, categoric, noi știm câteva zeci la momentul ăsta, dar, în fine, cancerul genetic, sau, da, așa cum îl percepe lumea, nu e prioritar. Dacă vreți, e ca și în hipertensiune. Cancerul esențial, cancerul care apare, pe care îl întâlnim 90% din cazuri, 90-95% din cazuri, este cancerul ca rezultat al hazardului, al întâmplării. Da? Este cancerul esențial, ca și hipertensiunea esențială. În rest, cancerul genetic reprezintă foarte puțin din toată povestea asta. Că, în fine, cancerul înseamnă o modificare a genului, este altă poveste. Dar cancerul dobândit, transmis de la o generație la cealaltă, este foarte puțin întâlnit. Deci ăsta, 5-10% din totalul cancerului este cancerul genetic. Adică cel transmis, da? De la mamă, la fată, și în orizontal și în vertical. Da? Se poate întâmpla. Și dacă tot ați pomenit de testarea aceea genetică, aș vrea să vă întreb cât de utile sunt testele genetice și în ce situații sunt recomandate, că bănuiesc că nu oricine categoric, nu ar oricine trebui să meargă să-și facă acele teste. Acum, dacă vorbim de testările de identificare a riscului, da, sigur că da. Acum, ar trebui să apele... Bun, nu mai spunem cât costă un asemenea test, exact. Costă suficient de mult și e vorba de niște mii de euro, dar oricum auzisem relativ recent de o inițiativă a primăriei capitale, în fine, în zona asta, de a ajuta anumite paciente diagnosticate pentru că și aici iarăși, da, trec de la un subiect la altul, dar mă întorc la testările astea genetice. La ora asta, chimioterapia începe să piardă, de exemplu, din ce în ce mai mult teren în fața terapiilor moderne în cancerul mamar. Sigur, până cu niște ani în urmă, chimioterapia era un standard of care la fiecare pacient. În momentul ăsta, prin analiza caracteristicilor tumorii, reușim la ora asta să nu mai expunem multe dintre paciente chimioterapie și să le tratăm prin hormonoterapie, terapie biologică și așa mai departe. La ora asta, când venim la teste genetice, există un test care ne ajută să știm cine ar beneficia de pe urma chimioterapiei, în ce procent beneficiază de pe urma chimioterapiei și cine nu beneficiază conform testului respectiv. Nu pot să-i dau nume, în fine, nu e expus chimioterapie și atunci, sigur, pacienta nu mai suferă nici nenorocirile de efecte secundare, exact. Da, știute, care de altfel invalidează pacienta, îi creează, sigur, și o grămadă de neplăceri din punct de vedere psihic, nu cade părul, nu greață, vom, starea generală afectată de chimioterapie și atunci e expusă doar unui tratament fără niște toxicități majore, așa cum este hormonoterapia, și cu un control al bolii excepțional pe termen lung. Revenind la inițiativa primăriei capitale, sigur, un asemenea test pare să fie în atenția departamentului medical și sigur că vor să ajute anumite paciente tocmai în ideea de a testa, da, cine beneficiază, cine nu, de chimioterapie și revenind, apropo de elementul de risc de a dezvolta un cancer, și aici am înțeles că ar vrea să se implice în susținerea familiilor, dacă vreți, unde factorul de risc de a dezvolta un asemenea cancer este mare. Revenind la întrebarea dumneavoastră, cine ar trebui să facă? Bun,
dăm un exemplu, cancerul mamar. Dacă într-o familie este diagnosticată o persoană cu cancer mamar la o vârstă tânără, vârstă tânără înseamnă sub 40 de ani, înseamnă că în acea familie, sau dacă există mama cu un cancer mamar sau bunica cu un cancer mamar, deja că există mai multe membri ale familiei, da, cu diagnostic de acest gen, e foarte clar că acolo e o probabilitatea unui sindrom genetic e mare. Și atunci, sigur că se recurge la un asemenea test, calculăm rata de risc și știm din familia respectivă, dacă mai există încă cineva de sex feminin, știm că ar putea să dezvolte așa ceva și, sigur, să iau măsuri precoce de gestionarea situației, adică de monitorizare, de control mult mai strâns decât se face sau se face, cum ar trebui să se facă în mod obișnuit. Apropo de mamografia, care, în fine, standard după 40 de ani anual, ori nu se face categoric anual în România, ecografia, care, în fine, trebuie să vină completarea mamografiei. Cât de des ar trebui să ne controlăm? De la ce vârstă? Acum, sigur, dacă vorbim pentru așa la modul general, foarte greu de spus de la ce vârstă, dar dacă vorbim punctual de cancerul mamar, că aici, da, e mai la îndemână, în principiu, pentru femeile care nu sunt în familii cu risc de a dezvolta cancer mamar, controlele ar trebui să înceapă la 40 de ani. Americanii recomandă chiar de mai devreme, la 30 de ani, o dată pe an. Autopalparea, sigur, ar trebui să o facă fiecare femeie în fața oglinzii la duș categoric, da? Chiar dacă este o pseudopalpare importantă, chiar dacă îi se pare că găsește ceva la sân și vine la medic și nu e nimic și o alarmă falsă, tot e mai bine decât să găsești ceva și să stai așa să crezi că nu-i nimic. Deci autopalparea ar trebui în școli, din școli ar trebui începută povestea asta, că vorbeam de educație sanitară, deci autopalparea orice femeie cu activă din punctul de vedere a ciclului menstrual, deci imediat după ciclu, în zilele 2-3, ar trebui să-și autopalpeze sânii, deci o dată pe lună treaba asta, da, nu e o mare filozofie, iar controlul mamografic ar trebui făcut după 40 de ani, o dată pe an. O dată la 2 ani măcar. Da? Deci asta ar fi standard. În rest, nu cred că trebuie să creăm o psihoză acum și toată lumea să fugă la medic de la 20 de ani încolo și să se caute o dată pe an să-și facă o grămadă de investigații, pentru că nu au nicio valoare. Analizele de sânge, a fost odată un ministru care a implementat așa, sau în fine, erau niște analize de sânge, se făceau gratuit, ceva de genul. Sigur, a fost interesant, pentru că acolo, balend, s-au descoperit niște lucruri, inclusiv pe zona cancerului. Oameni care nu aveau nimic s-au descoperit cu tot felul de lucruri, mai ales pe zona hematologică. Dar analizele de sânge banale în screening obișnuit n-au nicio valoare. Categoriile n-au nicio valoare. Deci n-am putea depista o eventuală problemă doar prin analize nu, de sânge. Nu, categoric nu. Mai sunt niște analize care și acum se folosesc în România într-o fervoare așa, este în comunicare de marcării tumorali, cu care eu personal nu sunt absolut de acord, pentru că s-au dovedit că n-au nicio valoare. Punctual, doar vreo 2 dintre ei sunt utili în monitorizarea unui cancer, dar niciodată în diagnostic. Mă întâlnesc frecvent cu foarte multe femei care, sigur, de frică sau la recomandarea cuiva, familie sau, mă rog, medic de altă specialitate, vine cu un cerșav de marcări tumorali și, sigur, dacă sunt modificați, pacienta respectivă face o dată psihoză, pentru că, sigur, citind marcări tumoral crescut, înseamnă că am cancer de X, în fine, sau ce cancer am. Trebuie să fac investigații neapărat din cap până în picioare să văd de unde a plecat toată povestea asta. Și sigur, e greu să le convingi pe paciente că nu are nicio legătură markerul ăla, că analiza nu e specifică unui cancer și că o întâlnim crescută și în o grămadă de afecțiuni sau în statusuri, mă rog, de sănătate fără niciun fel de conotație. În fine, e greu cu povestea asta. Deci nu avem așa, să zicem, un etalon, să spunem, de la vârsta X trebuie să înceapă pacientul ăsta, dar e civilizat ca, într-adevăr, după 40 de ani, da, când vrem, nu vrem, biologic îmbătrânim, să ne prezentăm așa la medicul de familie, de rutină, la un control clinic de rutină, care și controlul clinic este foarte important, da? Să te controleze un medic, să-ți palpeze un ficat, un sân, în fine, să te asculte la un plămân. Deci ăsta este primul pas, e la îndemână, e simplu. Dar trebuie să ai timp, medicul la rândul lui trebuie să fie, mă rog,
să se gândească la pacient și nu la hârțoagele pe care trebuie să le completeze, pentru că suntem sufocați, da? Sistemul a reușit să ne îngroape din punctul ăsta de vedere și în loc să ne gândim la pacient și la problemele lui, trebuie să ne gândim în primul rând la problemele imbecile ale sistemului, da? Cu raportări, pararaportări, hârtii, parahârtii și așa mai departe. Și sigur că medicul de familie, el e cel mai expus, săracul. Da, și de multe ori blamăm și pacienții și noi ca specialiști, spunem, păi sigur, da, ți-a dat o trimitere, n-a avut timp să se uite la tine. N-a avut timp pentru că e prins într-o grămadă de lucruri. Dar sunt și medici de familie care își fac datoria așa cum trebuie. Și ne ajută foarte mult. Adică, da. Dar cam pe la ce vârstă apar de obicei cancerele? Cancerul era, dacă există, cândva, era, mă rog, considerat o boală a bătrâneții. E, uh-huh. Treaba asta nu se mai întâmplă, adică bătrânețe, așa cum era catalogată în urmă cu vreo 20-30 de ani, adică după 50 de ani era considerat un om bătrân. Nu, acum, mă rog, bătrânul a ajuns în zona decadei a 8-a chiar în statele civilizate. În fine, exact, 50 e noul 30. Da. Un lucru e foarte clar. Incidența cancerului sau vârsta incidenței cancerului a scăzut dramatic. Adică e foarte clar, asta o vedem în fiecare zi, avem pacienți din ce în ce mai tineri cu patologii care, sigur, surprinzător, n-ar trebui să le întâlnim, cum ar fi cancerul de prostată. Cancerul de prostată, nu, logic, este cancerul omului în vârstă. Fiecare înțelege ce vrea prin omul în vârstă. Avem pacienți de 40 de ani, de 35 de ani cu cancer de prostată, ceea ce e cu totul excepțional. Cancerele de vezică urinară, de asemenea, le întâlneam foarte târziu, erau de asemenea apanajul vârstelor, decada 6, decada 7, acum întâlnim din ce în ce mai mult la pacienți tineri, ceea ce înseamnă că s-a schimbat ceva. S-a schimbat ceva atât în agresivitatea factorilor de risc, adică tot ceea ce spuneam ne înconjoară, cât și probabil în biologia cancerului, pentru că sunt foarte multe cancere agresive. Cancerul de prostată, de exemplu, e considerat și acum și este, în mare parte din el, e un cancer cronic, e o boală cronică, o boală care coabitează pacientul 10 de ani. Sunt însă situații de agresivitate marcată cu metastazare precoce și cu deces într-un interval scurt. Și asta o întâlnim la pacienți tineri. Da. Deci la pacienții mai tineri, cancerele sunt mai agresive. Da, asta e o realitate, într-adevăr. Adică, biologic vorbind, la vârstnici, cancerele merg în general mai lent decât la pacienții tineri. Agresivitatea derivă probabil din genetica, din nou revenim, da, la genetica aceasta a cancerului. Adică, probabil că acolo se întâmplă ceva în ritmul de proliferare a celulor, dat de, mă rog, elemente care ne scapă în momentul ăsta. Dar, într-adevăr, observațional, cancerele la tine merg mult mai prost decât la vârstnici. Răspund mai prost la tratament, merg mai prost, în fine, da. Apropo de asta, care sunt cele mai agresive tipuri de cancere și care sunt cele mai ușor de gestionat, să spunem așa? Care răspund cel mai bine la tratament. Da, și aici e destul de greu de spus, dar în fine, cancerul pulmonar este, spuneam de la început, este poate printre killerii cei mai mari în oncologie, în continuare. Asta pentru că în continuare mulți dintre pacienți vin în stadii avansate, stadii 3-4, stadiul 4 și stadiul metastatic. În ciuda progreselor în zona asta terapeutică, în continuare avem supraviețuiri reduse în cancerul pulmonar, vorbind de cancerul avansat, nu de cancerul limitat, care e operat și care, sigur, beneficiază de tratament adjuvant, adică în completarea operației, dar multe dintre cancerele avansate sau metastatice beneficiază de tratamente sistemice, care, da, că intrăm acum și în sfera terapeutică, în afară de chimioterapia clasică, la ora asta avem terapiile țintă care se adresează modificărilor, mutațiilor specifice fiecărei tumori în parte și avem o pleiadă de molecule noi, foarte scumpe și noi. Și noi vorbim și de România, sigur. Pacienții români beneficiază de aceste, de o parte dintre ele, dar, mă rog, marea majoritate a ceea ce beneficiază pacienții în alte țări, beneficiază și pacienții români. În ciuda acestor tratamente țintă care au îmbunătățit semnificativ, sigur, supraviețuirea, tot nu reușim să controlăm în totalitate boala și, din păcate, mortalitatea e mare în această boală. Sigur, supraviețuirile s-au dublat sau chiar triplat și avem, în fine, ultimul venit pe scena terapiei
imunoterapia, adică tratamentul care grosomodo ridică, să spunem, nivelul imunitar care este supresat de tumora în sine, prin, mă rog, tăierea unor, unor mecanisme care mențin sistemul imunitar blocat, și avem, din fericire, și noi asemenea molecule, și în ciuda acestor proceduri terapeutice, în continuare mortalitatea e cea care... Dar oricum, avem și pacienți care răspund semnificativ la imunoterapie sau la terapie țintă cu supraviețuiri semnificative. Adică la ora asta, fiecare dintre colegii mei oncologi și eu avem pacienți care supraviețuiesc cu cancer pulmonar metastatic de 3 ani sau 4 ani, ceea ce este fantastic. Este absolut fantastic față de ceea ce era în urmă cu nu mulți ani. Supraviețuirea într-un cancer metastatic pulmonar sau cancer avansat pulmonar nu depășea un an, un an și jumătate. Ori 4 ani înseamnă absolut, absolut un succes. Cancerele colorectale, de asemenea, și-au îmbunătățit supraviețuirea. Practic toate cancerele. Avem acum, oricum, sigur, în arsenalul terapeutic, o grămadă de lucruri foarte noi și care ne ajută semnificativ. Cu toate astea, în continuare... Nu putem vorbi de vindecare. Nu. Cu toate astea, în continuare, cancerul rămâne o provocare. Rămâne o provocare prin multitudinea de fațete pe care le are, prin faptul că este o boală complexă, e o boală heterogenă, de fapt este o multitudine de boli care schimbă înfățișarea, din păcate, de fapt asta este principala problemă în continuare. Schimbă înfățișarea, dacă vreți, de la secundă la secundă. Și atunci e foarte greu să... Găsești un tratament da, care să... Da, ca să... Sigur, e foarte lăudabilă, povestea asta cu imunoterapia este... Nu, e o chestiune care cred că s-a dezvoltat deja de prin anii 70. A intrat după aia într-un cont de umbră, iar acum a revenit în actualitate ca procedură de tratament. E foarte deșteaptă ca atare, pentru că derepresează sistemul imunitar și pare mult mai logică în lupta cu boala asta. Din păcate însă și aici, lăsăm la o parte toxicitatea imunoterapiei, dar și aici, sigur că boala asta nenorocită, că putem să o numim așa, capătă valențe și devine rezistentă la o procedură de imun. Adică blochează din nou sistemul imunitar. Nu știm de ce și atunci, sigur că specialiștii în domeniu caută soluții pentru a veni cu o linie subsecventă de tratament sau asocieri de tratamente. Acum, sigur, ultimul răgne, dacă vreți, în materie de tratamente de cancer, asociază terapiile țintă cu imunoterapia și chiar cu chimioterapia, pentru că, în fine, chimioterapia nu e uitată. Ea a avut un rol important și are un rol important. Atunci când vrem să obținem rezultate imediate, chimioterapia, sigur că este arma la îndemână. Pentru că chimioterapia acționează pe celulele care se dezvoltă frenetic, rapid și acționează rapid, iar beneficiile chimioterapiei le vedem imediat. La imunoterapie, până tai nodul gordian al derepresării și până când vezi niște efecte, trebuie să treacă chiar și 2 luni până atunci. Deci, în fine, sunt lucruri care se combină și sperăm că în viitor apropiat rezultatele sunt pe măsură. Nu vorbim de costuri, de a fi n-ar trebui să ne intereseze, asta interesează politicile sanitare, dar oricum costurile sunt enorme, într-adevăr, sunt în tratament. Da. Deci nu vorbim de înlocuirea chimioterapiei cu... Nu, chimioterapia mai degrabă de... va rămâne fără îndoială. Probabil că combinarea o să terapii. Mai rămână așa în prim planul multor dintre tumori, dar avem nevoie de ea. Vrând nevrând, avem nevoie de ea. Fără ea încă nu se poate. Da. Există tipuri de cancere sau de tumori care reacționează mai bine la chimioterapie decât la... Da. Imunoterapie? Da, sigur că da. Sunt tipuri de cancer care reacționează mai bine la chimioterapie, după cum sunt și tipuri de cancer care reacționează foarte bine la terapie hormonală, de exemplu. Nu e cancerul mai mare hormonosensibil, la care, mai ales la anumit profil de paciente, hormonoterapia poate fi salutară și fără efecte secundare majore și cu supraviețuiri semnificativ mai mari, și cu tolerabilitate și cu o complianță a pacientului mult mai bună. Da, categoric da. Dar dacă vorbim despre efectele secundare ale imunoterapiei, care bănuiesc că nu sunt la fel de... Nu, categoric nu sunt la fel. ...invazive ca cele ale chimioterapiei, dar bănuiesc că există și acolo. Sunt, sigur, da, și acolo. Există un alt profil de efect secundar al imunoterapiei. Fiind vorba de o imunoterapie, înseamnă că tot ce înseamnă, eu știu, element imunitar poate fi răscolit. Și una dintre, dacă vreți, contraindicațiile imunoterapiei e reprezentată de boli autoimune. Adică dacă pacientul are
pe lângă acest diagnostic nefast, adică pe lângă cancer, are și, să zicem, o colită de asta autoimună sau, eu știu, o altă afecțiune, gen tiroidită autoimună, nu e un candidat foarte grozav pentru imunoterapie, pentru că putem face atât de mult rău pe zona autoimunității încât îl omorâm de altă afecțiune aparent banală pe lângă cancerul propriu-zis. Sigur, toxicitatea imunoterapiei este importantă în anumite situații și ne întâlnim nu atât de frecvent ca la chimioterapie, ne întâlnim cu alt gen de patologie, pneumonite autoimune, colite autoimune, care par banale așa doar într-o frază, dar pot fi cu risc vital unele dintre ele. Deci avem efecte secundare și la imunoterapie. Sigur, sunt proceduri terapeutice noi pe care le învățăm nu numai noi în România, ci în toată lumea civilizată, să spunem. Le învățăm din mers, vedem ce efecte secundare apar, unele dintre ele sunt surprinzătoare, sigur, le comunicăm la întâlnirile pe care le avem medicale ca atare și învățăm, da? Învățăm cot la cot cu pacienții să tratăm acest gen de efecte secundare, apropo de imunoterapie. Pentru că, sigur, imunoterapia este o procedură de tratament foarte importantă la ora asta, cu rezultate semnificative în multe situații, dar și cu toxicități care pot fi pe măsură. Unele dintre ele non-manageriabile și pierdem pacientul prin toxicități. De altfel și la chimioterapie se întâmplă, mă rog, cu siguranță, aceleași lucruri. Da. Cum ar trebui să-și schimbe un pacient cu cancer stilul de viață și alimentația ca să reziste cumva la tratamentele astea destul de puternice? Pentru că unii au tendința, la fel, să renunțe la carne, să... Păi paradoxul tocmai asta e, ar trebui să nu renunțe, sigur, la regim, sau să-și impună un anume regim alimentar, să nu devină unilateral, categoric. Pentru că mulți, majoritatea, dacă nu chiar toți, aș putea spune, culmea, în momentul în care află că au un acest diagnostic, nu interesează foarte tare, sau cel puțin la început, nu interesează dacă, mă rog, ce supraviețuire au, dacă vor avea o calitate a vieții afectată sau nu, interesează ce trebuie să mănânce. Da, asta este exact prima întrebare. Cam ce am eu voie să mănânc? În fine, aici nu trebuie făcute niște schimbări radicale în felul de a fi, inclusiv în, mă rog, caracteristica alimentară. Aportul de proteine, spuneam, trebuie să existe la acești pacienți care sunt pe tratamente grele, tratamente care pot să aibă o hematotoxicitate severă. Nu se pot reface, de exemplu, globulele albe roșii dacă mănânci numai frunze, ca să spun așa, da? Fără a bagateliza alimentația naturistă, fără îndoială. Deci trebuie să existe și proteină. Nu trebuie să îți unilateralizezi dieta, pentru că asta nu face decât să aibă repercursiune asupra biologiei tale și chiar asupra biologiei cancerului. Este eronat să crezi că dacă tai alimentările de tot felul, proteice, da? Că am auzit tot felul de bazaconi, nu carne, nu lapte, nu exact, ouă, nu zahăr, bun, asta știm deja, și atunci ce? Apă și atât. Bun, sigur, au existat un terapeut, nu știu foarte multe lucruri, care a tratat cancerul doar cu apă distilată, dar mi-e greu să cred că acolo exista o noimă acestui terapii, tăind orice fel de input pe celule bolnave. Pentru că organismul este complex, este un conglomerat de celule și normale pe lângă cele bolnave. Dacă tai toate aceste alimentări, categoric o să pierzi pacientul până când boala să aibă... În fine. Iar apropo de... Că aici, sigur, este foarte, interesează pe foarte multă lume povestea asta, apropo de ce să fac să nu mă întâlnesc cu boala din punct de vedere alimentar. Bun, dacă exact, chiar vrei să faci ceva, asta cu povestea asta cu alimentația sănătoasă trebuie să înceapă din copilărie. E, și aici, din copilărie ar însemna că dulciurile să le dai deoparte și să ne locuiești cu o fructă bună, categoric. Să știi că fructa e luată dintr-un pom care, în fine, da... Care n-a fost care, stropit sau... Și așa mai departe, da, pentru că din copilărie începe povestea asta. Ori dacă copilul, din diverse rațiuni, mănâncă, nu știu, o grămadă de prăjituri sau mănâncă chipsuri, care sunt, sigur, o bombă și calorică și, dacă vreți, cancerigenă, dacă mănâncă, eu știu, da, nu salam cu soia, că asta era pe alte vremuri, dar dacă mănâncă un parizer, care spuneam, da, este deșeul alimentației carnate, dacă vreți, și
dacă asta este un obicei care se perpetuează, și dacă copilul respectiv devine obez, cum se întâmplă, din păcate, la foarte mulți dintre copiii noștri în momentul ăsta, păi, astea sunt premizele apariției unor boli grave, printre altele și a cancerului, atunci când el este adult. Atunci lucrurile revin la ceea ce este esențial și banal, educația sanitară, care trebuie să înceapă din școli. Educația trebuie să fie și, sigur, în media tot timpul, pentru că părinții la ei trebuie să fie educați ca să aibă cine educa la rândul lor. Și cred că aici este, de fapt, cheia problemei, care e la îndemână. Și ieftin și s-ar putea face și rezultatele s-ar vedea în ani de zile, în anii care urmează, pe lângă programele de screening. Și atunci n-am mai fi o nație atât de bolnavă pe cât suntem acum. Da? Cu siguranță. Da. Vă mulțumesc mult pentru informații. Cu plăcere, oricând, cu drag. Mulțumesc pentru atenție. Eu sunt Elena Oceanu, a fost alături de mine domnul doctor Cătălin Costovici. O zi bună!